Horoscop zilnic. Horoscopul zilei. Berbec. Romantismul plutește în aer și este bine să vă aplicați mai mult asupra relației cu partenerul, să puneți la cale ceva care să scoată relația voastră din rutina de zi cu zi, să condimentați puțin viața voastră sentimentală. Puteți cere indicii partenerului sau miza pe ceea ce știți voi că i-ar face plăcere. Totul este să profitați de aceste momente propice pentru a face ceva deosebit în această privință. Cei singuri au mari șanse astăzi de a avea implicări pasionale care să soldeze cu o relație sentimentală durabilă. Succesele din viața personală nu vor putea fi egalate nici pe departe de cele din viața profesională. Șansele de a obține ceea ce vă doriți în acest plan al vieții voastre sunt minime. Taur. Faptul că nu reușiți să vă impuneți opiniile în cercurile sociale nu trebuie să fie generator de frustrări pentru voi. Trebuie să acceptați și punctele de vedere ale celorlalți și să le armonizați cu ale voastre. Doar nu vreți ca toată lumea să gândească exact la fel ca voi. Aveți grijă la starea de sănătate, evitați abuzurile, excesele, mai ales cele alimentare, deoarece există un risc crescut pe parcursul zilei de apariția unor probleme digestive destul de serioase. Acțiunile pornite din impulsuri necontrolate nu au cum să dea rezultate pozitive. De aceea, astrele recomandă ponderație în orice direcție ați acționa pe parcursul zilei de astăzi. Gemeni. Modalitățile standard de comunicare cu ceilalți par a nu funcționa la valoarea normală astăzi, așa încât este posibil să vi se solicite inventivitate, să vi se pună la încercare creativitatea în relaționarea cu cei din jur, inclusiv cu membrii familiei. Dacă nu vă veți impune răbdare, potențialul ca lucrurile să degenereze este foarte mare și este un aspect de care trebuie să țineți seama în mod deosebit pe tot parcursul zilei. Se vor cere eforturi sporite în acest sens, ceea ce este foarte posibil să vă creeze o stare acută de oboseală, astfel încât să trebuiască să luați măsuri pentru ca lucrurile să nu devieze nedorit către patologic. Rac. Este recomandabil ca astăzi să priviți cu mai multă atenție în jurul vostru și să apreciați cu perspicacitate elementele potențial periculoase pentru a preveni diferite alterări de situație. Prevenția este cuvântul de ordine pentru această zi, indiferent de domeniul de care am vorbit. Țineți cont de prudență și faceți în așa fel încât să nu supărați persoane care vă pot fi la un moment dat de ajutor. Activitatea profesională vă va solicita foarte mult. De asemenea, în privința relațiilor cu ceilalți colaboratori, țineți seama că nu toți sunt bine intenționați și că este nevoie să treceți totul prin filtrul propriu pentru a alege corect ce e bine să faceți și ce nu. Astăzi este mai înțelept să păstrați un low profil, să nu ieșiți în evidență. Leu. Este o zi în care vă puteți dedica învățării, perfecționării, auto-îmbunătățirii. De regulă sunteți perfecționiști și foarte exigenți cu cei din jur, dar și cu voi înșivă. Însă nu este cazul nici să vă stresați, nici să-i stresați prea tare pe cei din jur în această privință. Exagerările pe care le-ați impune astăzi ar putea să vă aducă prejudicii din multe puncte de vedere. De asemenea, o atitudine dictatorială nu este deloc de dorit nici în relațiile profesionale, nici în viața personală. Spre finalul zilei pot să apară desfășurări surprinzătoare de elemente care vă vor da mult de gândit, mai ales când nu veți reuși să anticipați prea mult în privința lor. Fecioară. Dacă veți opta pentru acțiuni neconvenționale, nu veți reuși decât să vă faceți mai multe probleme decât aveați. Nu este o zi prea inspirată pentru a ieși în evidență. Mai degrabă este o zi potrivită pentru a finaliza ceea ce ați început pentru a face ultime retușuri. Este mai bine să aveți rezultate finale la proiecte deja începute, decât să mai inițiați și altele și să nu terminați nimic. Manevrați cu grijă relațiile cu apropiații care au tendința de a se deteriora de la nimicuri. Este nevoie de calm pentru a menține situația în limitele normale. În această privință aveți grijă să menajați nervii celor din jur, dar mai mult decât atât, pe ai voștri. Balanță.
Chiar dacă uneori sunteți adepți ai timpului petrecut în singurătate, meditând la ceea ce aveți de făcut, astăzi nu ar trebui să fie o astfel de zi. Există o tendință crescută spre depresie. Dacă nu veți reuși să vă integrați în cercuri sociale, să fiți împreună cu acele persoane care vă pot face să vă simțiți bine, vă pot revigora optimismul, care vă pot încuraja. Uneori nu este suficient să vă bazați doar pe tăria voastră de caracter și pe forțele proprii. Este bine să aveți pe cineva la care să apelați în momentele în care simțiți că resursele interne nu mai sunt suficiente. Scorpion. Astăzi este posibil să vă aglomerați cam mult și asta nu din cauza faptului că veți avea prea multe sarcini, ci din motive de eficiență. Dacă veți zăbovi însă mult prea mult asupra anumitor chestiuni, este logic că cele rămase se vor aglomera pe finalul zilei și stresul se va acumula. Dacă simțiți că nu reușiți să faceți față, lăsați mândria deoparte și cereți ajutor sau consultați-vă cu acele persoane care vă pot da indicii pentru găsirea în timp util a soluțiilor potrivite. În viața personală, va trebui să fiți mult mai atenți la ceea ce spuneți. Unele dintre cuvintele voastre ar putea fi interpretate greșit, mai ales dacă și voi veți lăsa loc de ambiguități. Săgetător. Astăzi este o zi în care trebuie să mizați foarte mult pe autodisciplină. Nu vă lăsați influențați de stări emoționale extreme, care vă pot determina să faceți cine știe ce greșeli regretabile. Apreciați cu obiectivitate momentele în care să vorbiți deschiși și cele care impun multă diplomație. Acest lucru este valabil atât în viața profesională, cât și în relațiile cu membrii familiei. Încercați să vă concentrați mai mult pe ceea ce trebuie să faceți voi și ai voștri și mai puțin pe ceea ce ar putea crede sau spune lumea despre asta. Știți foarte bine că este imposibil ca acțiunile voastre să creeze tuturor păreri pozitive. Capricorn. Managementul resurselor personale vă va da cam multe bătăi de cap pe parcursul zilei, ceea ce este destul de frustrant pentru voi. Persoane destul de organizate atunci când vreți. Ați putea apela la sprijinul partenerului de cuplu, care cu siguranță cunoscându-vă destul de bine ar putea să vă ofere soluții acestui tip de probleme. De asemenea, frustrant poate fi și faptul că nu vă ies lucrurile așa cum vi le-ați planificat. La un anume moment ar trebui însă să vă opriți și să vă întrebați dacă nu cumva faceți ceva greșit, de vreme ce nimic nu iese așa cum trebuie. Dacă nu veți acționa cu impulsivitate, aveți mari șanse să reglați lucrurile până la finalul zilei. Vărsător. Este bine ca astăzi să faceți reduceri. Dacă ieșiți la cumpărături, aduceți cu voi o listă și respectați-o cu sfințenie. Dacă sunteți în cursul unei diete, respectați meniul propus. Este important să nu clacați deloc pe alături, să nu vă abateți de la planurile dinainte stabilite. Sunteți destul de tenace, de aceea aveți mari șanse să reușiți în ceea ce vă propuneți, așa încât să ajungeți cu bine la finele acestei zile. Vă place ca ideile voastre să fie respectate, dar trebuie să porniți de la premisa că este posibil să mai și greșiți uneori. Atunci când acest lucru se arată a fi adevărat, ar fi bine să coborâți puțin tonul și să lăsați pe cei ce au dreptate să intervină. Pești. Nu este cazul să începeți astăzi cine știe ce proiecte noi, ci mai degrabă contextul astral stimulează rezolvarea proiectelor deja începute. Nu sunteți într-o pasă prea bună în ceea ce privește inspirația și nu veți avea succesul dorit. Mai degrabă tânjiți după libertate de mișcare, după niște momente de liniște, care să vă permită un pic de introspecție și o reevaluare a scopurilor, a ideilor. Concentrați-vă să rezolvați sarcinile obișnuite, atât la locul de muncă cât și în gospodărie. La finalul zilei, cei mai norocoși dintre voi vor reuși să obțină acea libertate pe care și-o doresc. Horoscopul zilei de azi.